Giuculese. Publicul o susține și o aplaudă, chiar dacă concurează pentru Italia. Da, o cunoaște publicul, da. Sunt multe gimnaste în sală, cum spuneam. Și e frumos să ne susținem. O serie de două piruete la începutul exercițiului și acum o piruetă panșe. Carismatică Alexandra. Foarte bună prinderea. Două cu două, o piruetă combinată cu două forme. Haide. O mică scăpare. Vedeți că este expresivă chiar și în timpul mișcărilor de ris. Ea face ceva cu mâinile, ceva în spiritul muzicii, bineînțeles. Partea artistică va aprecia aceste lucruri. Bravo. Pot să spun că știu, ea ar fi putut să meargă să reprezinte Italia, bineînțeles, și la concursul de la Kazan, dar a preferat să vină la Cluj. A preferat să audă vorbindu-se românește în jurul ei. Și pot să spun că în sală este și mama ei, care cred că are foarte multe emoții pentru Alexandra. 70.